să vă spun că nu suntem la prima colaborare cu Banca Mondială, chiar dacă nu am avut un acord semnat. A contat foarte mult colaborarea pe care Consiliul Județean a avut-o încă din 2012-2013 cu Banca Mondială, care la momentul respectiv era contractată de Ministerul Transporturilor, special pentru regiunea București-Ilfov, având identificarea problemelor ceea ce înseamnă transportului în comun și propuneri pentru rezolvarea acestui transport. Iar de atunci am sesizat că Banca Mondială dispune de experți care au experiență și expertiză internațională în rezolvarea problemelor. De atunci, împreună cu Banca Mondială, a fost propus PMUD-ul, care a devenit astăzi un document strategic de bază al regiunii București-Ilfov. De atunci a propus Banca Mondială și am propus împreună cu Banca Mondială realizarea Asociației de Transport București-Ilfov, care astăzi este în funcțiune și care sperăm să aplice PMUD-ul așa cum a fost el creat. Pentru că reprezint Bucureștiul, pot să vă spun că nu este, să spunem așa, o provocare mai mare decât să existe un plan coerent de dezvoltare al Bucureștiului și al Ilfovului, pentru că aceste două unități administrativ-teritoriale nu se pot dezvolta decât împreună, prin planuri coerente. Fiind un pol de creștere și un centru de dezvoltare și un motor de dezvoltare al României, principala provocare este mobilitatea. Mobilitatea trebuie să devină un factor de succes al acestui plan, pentru că nu putem să generăm dezvoltare economică, locuri de muncă, fără mobilitate. Eu cred că primii pași care au fost făcuți prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe Transport pot fi urmați de alte asocieri pe alte domenii și cred că va fi un pas înainte spre dezvoltarea coerentă a întregii regiuni.